Ultima zi din acest sezon. Păi dacă e ultima zi, pe cine pot eu să trezesc prima dată decât pe Liviu? Dintre toate zilele astea când te trezești dimineață și îți vine să-l omori pe ăla pe care îl vezi prima oară la ușă? Bună dimineața! Din nefericire sau din fericire, ne-am mărit, păi pe ăla îți vine să-l strângi de gât. E ultima zi, băi! Alo? Da? Să ne vedem peste 10 ani sau să ne vedem din an în an 10 ani de aici încolo? Peste 10 ani. Așa vrei? În dimineața asta n-am avut așa chiar. În suflet s-a văzut pe fața mea răutate, dar inconștientul meu era așa. O zi, puiule, o zi. Mai ai o zi și ai terminat. Nu mai vreau să vin. Nu mai vreau să vin în emisiunea asta. Mereu spune același lucru, că el nu mai vine. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu mai vreau să vin. Ai venit acum 2 luni la emisiune, erai cu vorbiți așa și acum mustață. Ți-a lăsat mustață. Hai! Nu mai vreau să-l văd, nu mai vreau să știu nimic de el tot anul, nu vreau să știu, vreau să la anul, să începem să ne sunăm, să... Nu mai vreau să-l văd. Într-adevăr, ăsta e sezonul în care ne-am înțeles cel mai bine, pentru că și el a devenit un pic mai responsabil. Încep să fac lucruri, încep să nu mai comentez, încep să mă trezesc dimineață, mă trezesc că vopsesc, râdeam pe un perete, așa, n-aveam ce legătură, eu îmi dădeam cu perete. Și eu am aruncat aia de mână, zic, bă, ce doamne, am luat-o razna? Nu mai pot stau lângă omul ăsta, nu mai vreau. Am fost la ceilalți, am bătut la ușă, le-am spus repede să coborăm la mașină, că micul dejun îl vom servi în circ. Toți au înțeles, nici n-aveau cum, pentru că erau fetele mele, nepotul meu și prietenul meu, Nicolae. În 2 minute au fost jos toți, ne-am îmbarcat în mașină, am venit aici. Bună dimineața! Weekend prezentatore! La masă am venit ultimul, am venit când trebuie să vii, nu poți să stai de la început, pentru că îți pierzi timpul de pomană. Mm-hmm. Asta e ultima ta, să-ți fie de bine. Te-am ajutat cu belucii, te-am ajutat cu neamurile, cu finii, cu unchii, cu nepoții. Nu mai vin, bă! Că mi-a crescut mustața de când te suport. Nu mai vin. Fii atent, dar e bine că ți-a venit mintea la cap, l-ai maturizat, asta e bine. Acum toate neamurile, voi ați observat? N-am nimic cu Larisa, chiar n-am nimic cu Larisa, mi-e și dragă. Și Dana mi-e dragă. Băt 6 din 8. Sunt toți neamuri cu ăsta. Voi ați luat-o razna? Este ultima zi din acest sezon. Doamne! Mulțumesc de când ție, Doamne! Că am terminat-o și pe asta care o mai veni. Păi uite, dacă tot e ultima zi din acest sezon, cel mai important lucru este că facem o petrecere mare în seara asta. Aici pe plajă. Super! Avem lemnele aduse. Pregătim un foc de la adevărat. Și am zis că acum e momentul să-l responsabilizez mai mult pe Liviu. Și de toată petrecerea asta, că tot este ultima zi din acest sezon, se ocupă băiatul meu. Uite-l aici. Vezi că cu tine vorbește. Fii atent, îți dau așa. Eu sunt firul, sunt băiatul. Îți dau Sony, Alex, Maurizio. Amore! Da? Ai 4 băieți. Cum, Sony, Alex, Maurizio, ai 4 băieți, ce păi, și tu nu ești băiat? Păi cum ai 4 ai băieți? Ai 3 cu tine 4. Păi nu, am 3. Ai 3 cu tine 4. Păi n-am 4. Maurizio, Alex, Sony. Mi-e tot 3 imies. În sfârșit... Vreau să te duci în Mangalia, la florăria unde ești dator. Nu mă duc, mai ești dator acolo. Nu mă duc, te duci așa, să faci jos de lampioane, că diseară vreau să ne dăm drumul frumos. Când se termine, da? Vezi că i-am dat 80 de lei doamnei, ca să știi. După ce faceți rost de lampioane, vă duceți să faceți rost, fii atent ce mi-am notat aici. Murături, cartofi prăjiți, chifle, da? Cine face rost? La o șarumerie, tot voi. Tu te ocupi pentru că eu cu ceilalți mă duc la o fermă să facem rost de carne, de tot ce ne trebuie pentru grătare să facem diseară. Cum el de obicei are ideea, dar trebuie să-i facă cineva treaba, măcar petrecerea de final să fie una mare, grandioasă și să ne distrăm. Dacă în emisiune n-am apucat să ne distrăm, pentru ce crezi, am muncit foarte mult. Pentru că tot e ultima zi, trebuie să facem galume. Să vezi și tu ce am pătimit eu 11 ani. Că venea acasă odihnit și vă lăsa în pace datorită mie. Că venea acasă și aduna frunze ca nebunul
Da? De datorită ție. Da. Vorbea singur pe-n curte vreo două săptămâni, datorită ție. Da, dar nu le stresai pe ele. Da? Vorbeai singur tu cu frunzele tale. Da, aici. Bă, e clar tot? Deci responsabilitatea maximă este în mintea și în sufletul și în brațele băiatului meu. Acum, hai, voi deciuți-vă în treaba voastră, eu sunt șef de echipă, fac ce vreau eu când vreau eu, nu? Bă, șeful decide să doarmă, bă, jumătate. Am avut grijă de ziua trecută să-mi iau muniție, adică gogonele din alea mici. Mă uit și văd patru tălpi de sculțe în pat la rulota lui Sonic. Firăță-i, bă! Le-am dat la tălpi. Azi e ultima zi și voi, azi e ultima. E ultima zi. S-au luat pături să învelească. Bă, tu ai zis, tu ai zis. Și-a dat și în stânga și în dreapta. Pe picioare, pe mâini. Chiar te lovește, da, te lovește foarte mult. Nu glumește când da. Ai zis așa. Facem rost de tot. Să fac rost. Păi da, să vă duce, ia, uite-le. Ce până acasă? Unde? I-am ciuruit, i-am distrus cu gogonele. Bă, sunteți nebuni, luam toată lumea la treabă? N-ai zis să faci rost până la ora 1? Deci până la ora 1 vreau să fie totul pregătit, tot astea, da? Da. Bine. Păi și spui tu mie cum să-mi dozezi eu timpul? Păi eu știu cum trebuie să-l dozezi. Uite de aici, mamă, ce mi-a dat în picior. Aia. Mi-am dat basta, au! Basta. A sărit și... somn, a sărit tot ce se putea. Așa o să vin și eu, să te trezesc acasă. Da, hai, haideți, gata, hai. Haideți. Nu am plecat de acolo până nu i-am scos. Când i-am văzut ieșit de rulotă, am plecat cu echipa mea. Bună ziua, bună, bună ziua. Ziua! Am ajuns la fermă. Cum am coborât, am văzut un domn elegant. Cu respect, Marin Barbu, mă bucur. Colegii mei, Marin Barbu, mă bucur. Bine. Și a început el să prezinte. Sunt de profesie inginer și noi avem o fermă aici bio. Avea omul ăsta de toate acolo. Aici sunt păsările unde sunt și ei pe vârste. Da, adică puișori, aia mai mari. Puișori, pui mai mari, da. Găini, rațe și gâște. Da. Avea o fermă aici. Numai pentru el și pentru angajații lui să mănânce sănătos, ceea ce eu zic sincer, fără să cunosc pe domn deloc, ne-a plăcut ideea să mănânc numai sănătos, mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri. Cam așa era când eram eu copil. Oamenii aveau tot ce le trebuia în curtea lor. Asta ce este, trefoi? Asta nu, asta e lucernă. Lucernă. Da, pentru animale. Da. Pentru animale, da. Care unul din colegii dumneavoastră o să o cosească, da. Și după ce face curat la porci, le dă să... Îl vedeți? Dacă lăsăm aici două ore, totul e cosit. Bravo. Maramureșean de la adevărat. Ok, mă duc eu la coasă, ne-am mărit. Eu zic așa, ca să meargă treaba bine și eficient, Nicolae se pricepe, voi fetele mele mergeți cu Nicolae. Nicolae, Larisa, Dana, la păsări. Și eu rămân cu finii mei aici și ne apucăm de curățenie la porci. Eu mă vedeam în echipă cu nevastă. Bine, am zis, hai, am soțul meu, odată le pun la muncă lui și eu încerc să fac cât mai puțin, pentru că e destul deja ce fac eu în casa, când îi am de curățenie, el ce face? Să culca. Sărut mâinile, eu sunt Liviu Vârciu și sunt obosit. Așa. El este Alex și nu este obosit. Alex, Maurizio. Sony. Sony Circubelucci. La florărie eu aveam o datorie, că și rimează, de 80 de lei. Luați-mi un buchet de flori, mai de mult. Nu l-a achitat? A încurcat. Nu! Ne-a mărit, n-ai zis că a plătit-o. Trebuie să-l sunăm pe Barbu, să vedem cum l-a achitat acolo. De unde bani, de unde dai, că unde n-ai, că n-aveam. Deci ce 80 de lei nu... Scuzați-mă. Cei 80 de lei nu s-au plătit. Plătește tu 80 de lei și ți-i dau eu atunci. Când ai zis, mă, că ai plătit tu, bă, mă. Păi eu mi-aduc aminte că i-am dat, dar tu ai fugit cu florile atunci. Un mincinos nenorocit, că m-am dus și m-am făcut de râs. A plătit, ne-am mărit florile, nu?
Ce om, ce mincinos. Mitomane, de-aia n-ai reușit în viață. L-ai plătit buchetul de flori, ai luat flori. Nu, pentru bunică tu ăsta. Hai, milionar. Tăticul tinto. Livio. Doamne, lăsați, asta că e altă discuție mai ciudată. Hai, hai. Ești Lusoni, n-ai la tine 70 de lei, 80 de lei să-i dau și eu doamnei. Stai, vedem. Și l-ai. Ești tu, ne? 70. Dacă reducere. Săracu a dat toți banii, avea toți banii 70 de lei. Toți banii, mă, din buzunar. Uitați, înșoară banii pe 70, mai vin eu cu 10 dacă deci te aștept și la anul, da? Da, vin okay. Și la anul, să rămână. Eu mă bucur tare că se termină această emisiune și aș vrea să facem o petrecere de final de an, așa mare, grandioasă, cu hoa. Și avem nevoie de niște lampioane acelea care să dăm foc la cort și după aia să ducă în aia sus. Foc la niciun cort. Noi avem. Și acum ce trebuie să facem? Avem un eveniment astăzi și avem de făcut niște mărturii. Să lipim niște burete pe niște ghivece de-astea mici. Da, faceți voi. Rămâneți voi aici, bravo, super. Am mers eu cu Mauriciu afară să facem coronițe și i-au rămas interior la mărturii. N-am umplut nimic în viața mea. Nu-i nimic. Aveam plante, trebuia să rupem ba o culoare, ba cealaltă. Le strângeam cu o sârmă, făceam mai multe buchețele genul ăsta și le legam între ele. N-am făcut niciodată în viața mea o coroniță. Eu, fiecare zi, când mă trezesc dimineața, faci coronițe, nu? Stai acolo. O lucru minuțios, știi? Un lucru de bărbat. Ce sunt astea? Alghe. Așa, așa. Așa, așa. Gheorghe. Târziu mi-ai zis că vezi că... Bine. Bă, nene, să lipești așa o bucățică de burete, trebuie să dai cu de ăla de plastic, puneai bucățica aia. Îți luau 20 de la o de. Să vă, cât costă, mă, asta, mă? 5 lei, 7 lei. Deci dacă mie mi-ai pune asta la masă, eu aș veni la nuntă, la tine. Da. Și aș primi asta la nuntă. Da. La masă, te-aș scoate 50 de euro din plic, nu, clar. Fiecare cu norocul. Păi și nu vrei să câștige omul, nu vrei să... Dacă asta a fost alegerea lor. Așa a fost alegerea lor? Da. Am văzut, a venit doamna aia, ne-a verificat. Câte ați făcut? Eu am zis 4, nu terminați nici pe prima. Am încercat cu Sony și Sony și eu. Uite. Mamă, bombă, ești nebun. Bombă. Uite. Se desprinde un pic, dar după aia... Care se desprinde? Frumos. Sony n-are nicio legătură cu metoriți. Nicio legătură cu metoriți. Lasă-l pe el să ia, să pună roabă și tu o iei de aici și doar strânge așa, uite. Îl faci grămadă, da? Ce, trebuia să adun, frate, nebunii acolo. Era numai rahat de porc, numai mizerie, numai... Auzi, că așa-i viața de la țară de când e lumea. Am adunat un pic, după aia cu lopata încarcă. A umplut prima roabă, a dus-o la gunoi. Aici e bine, în dreapta? Unde vrei, nu vezi că e plin? Amore cu forța, pac! Cine mă, eu? N-a bosta. Eu. Ce vrei să facem? Ce, cu ce te putem ajuta, sincer? Curățenie. Curățenie. Îi las pe mâna, da? Ne-am apucat să facem curățenie la găini. Aici, da? Adică penele tot afară? Da. Tu te duci cu Nicolae și... Vai, n-am mai făcut asta de când eram copii la bunicii mei. De când au dispărut bunicii noștri, am un soi de nostalgie față de tot ce... Am un soi de nostalgie față de aceste activități, de legătura cu animalele, legătura cu pământul. Îmi aduc o liniște, o bucurie și mă întorc înapoi în copilărie. Locul cel mai fericit, unde oricât de trist ai fi, te duci măcar în amintiri. Și le iau și de la de sub găini? De la toate? Bineînțeles că aceste amintiri din copilărie, toate vacanțele petrecute la bunici, îmi sunt tare dragi. Am intrat cu mare drag la păsări. Și chiar la un moment dat m-am uitat cu puțină gelozie la nepoții fermierului, care erau foarte dornici mititei să ne ajute. Hai, uite, o țin eu, ia-le tu. Am și ajutoare. Chiar le-am spus să se bucure de toate lucrurile astea și am fost puțin geloasă că nu mă lăsau să iau eu toate ouăle și ei din drag să mă ajute. Credeau că mie mi-e frică sau ceva de găini și împingeau ei găina să-mi arate cum să-mi faci mâna sub găină. Mie mi se pare om ce facem.
Se zice că nu e bine să trăiești în trecut, dar așa mi-ar plăcea. A fost un moment tare drăguț, mi-a plăcut tare mult. Băi, ce treabă serioasă, mă. Bă, da, fetele astea lui Neamărin, barba astea, lui, ce-s, mă, nu să fac, mă? Păi normal. Chide capul, face-mi echipă bună, mă. Eu sunt cu Bena. Cu Bena, da. Așa. M-am descurcat foarte bine. Era mizerie, am dat cu o perie așa, am strâns, m-a ajutat Nicolae pentru că erau mai multe țarcuri. El făcea întrunul și avea o roabă. Vă facem curat cuicuțelor, să ne dați multe ouă. Am făcut și curățenie, sunt tot așa lucruri pe care le-am deprins de când eram copil și mă bucur că am putut să-mi folosesc aceste skill-uri în această emisiune. Așa. Am pus, eu mă frigeam, că ăsta nu să fie, ce are mâinile alea, șoric de mistreț, că nu-l ardea deloc. Eu, arș. Mă împinț. Cred că am reușit să facem 3 sau 4 și am schimbat munca. Era prea grea pentru noi să facem niște vase. Dacă nu vă pricepeți la nimic, nu-i normal? Da, imediat. Vai. Bă, n-am crezut în viața mea că o să-mi placă atât de mult să fac o râmpă. Deodată zici că am făcut aia toată viața mea. Cam cât de mare crezi că are capul? Mai fac? Nu, hai să-l învârt, bravo. Are cum să-mi atât de mare capul. Oricum e fața care trebuie. Vezi? Și dacă arăta capul, deja vei pe coroniță. Atât de bucuros eram și le puneam eu la dungă, puneam eu grâul la 4-5 cm, iară grâu, după aia puneam floricele de alea și după aia alante și cu sârmulița aia subțire să nu ne zgâriem pe cap când o punem, o dădeam în spate. M-am speriat tare rău de tot. Foarte frumos. Mă, ce frumos. E incredibil de frumos, Mauriciu. Nu stai pe seamă. Nu, este abstract, e foarte bun. Cred că dacă am lipit chestii cu pistolul de lipit de două ori în viața mea, e bine, adică nu prea am treabă cu lucru manual în general, știi? Unul făcut bine, unul mai puțin bine. Uite, ia uite, e perfect așa. La fermă la Nicolai, măi! He! Aici, fii atent. Da. Pune roaba aici și asta strângem un pic aici, punem ăla și avem o dată afară. Păi stai așa atunci, o pun aici ca să poți să lasă punem aici. Chestii. Nu, du aici, da. Așa, ca să poți să intri, să strângi, să dai peste, dai cu te până. Ok, ha. Și am început curățenie de înăuntru, la porci. Auzi, uita pe porcul ăla, înăuntru de... Unde se baga? Ăla e cel mai bun. Ăla are cea mai bună. Mi se pare Liviu Burt. Liviu, ce zici, mă? Și între timp zic că nu e Neamărin, poți să-ți facă șmecăra. Zic, Dani, faci tu un pic, că eu sunt obosită. Bă, ce d***u, mă, tu ai venit să faci video sau să mă ajuți? Hai. Nevastă mea, băi, nu făcea nimic. Îmi făcea mie poze că curățam la porc. E prima oară în viața mea că trebuie să-ți fac curățenie. Pentru mine e adevărat o satisfacție mare să văd pe soțul meu, Dani, să facă curățenie. Asta e momentul pe care trebuie să-l grăbesc. Momentul, neapărat. Să zic ce moment. Vino jos în puii mei și vă ajută-mă. Zic, hai mă, Sandy, ajută-mă să terminăm aici, să terminăm mai repede, că miroase de mor, nu poți să stai aici. Eu l-am ajutat un pic pentru că era Neamărin când ne stresa acolo. Hai, face asta, face l-altă, bineînțeles? Ia uitați-vă. E bine? Si, cum? E bine, da? Foarte bine. Mulțumesc. Foarte bine, bravo, vezi? Atunci apucă-te și acasă. Superbe sunt. Da. Dar vă salvez de coroniță. Începe... Oricum nu vă descurcați foarte bine. Cu un culor? Auzi, nu începe, că noi am pus suflet aici. Uite, roz, violet. M-am atașat de coroniță pentru că era un lucru făcut din dragoste. Și eu sunt convins că nu-i dădea coronița mea la mireasă să o pună. Cred că făceau fetele alta. Nu că m-am atașat. Deci dacă nu vreau coroniță, eu nu mă plec de aici. Dă-ți coronița înapoi. Mergem înăuntru, curățăm florile. Dacă nu au spine, te înțepa? Nu. Nu te înțepa. Nu te înțepa. Ce să pleci, că au venit 48 de milioane de trandafiri, trebuie să le luăm țepii, să le cureți frunzele. Perfect. Liviu scotea fire și eu le tăiam partea de jos. Asta da, îmi place mai mult. Vezi, ușor te feminizezi și tu. Nu înțelegeam de ce trebuie tăiat așa trandafire. Și mi-a spus că ca să trăiesc mai mult. Cred că 300-400 de trandafiri am decușit.
Le pierd de tot? Da. Nu cred. Uite, uite. Asta e Liviu. 200 i-am strigat că eu luam de, ca să vadă cât de harnic sunt, îl luam de sus de la boboc, nu mai avea nicio frunză, nu mai avea niciun de ăla. Dacă o să cumperi tu un trandafir fără frunze, nu o să-ți placă. Păi asta am zis și eu, dar de ce nu mi-a zis nimeni nimic? Nu știu. Atât trebuia să luam din trandafir. Eu l-am luat atât. Păi ce am făcut, doamnă? 300, ei, ce am stricat? Aparte, erau... Ce-mi place mie, am învățat și la florerie. Cât de multă muncă este în spate la un botez, la o nuntă. Hello! Eu, fratele, mă închefai! Ma bine, multo bine, ma tu? Te relaxăm! Unde? Pe câmpul ăla nu știu ce să zic dacă vă relaxați. M-a sunat Larisa că ea stă, că ea nu face nimic, că uite ce înseamnă să stai cu taticuțul. De-ai să mă vadă Neamărin un pic. Neamărine! Și cum? Păi ea o lasă și nu o pune la muncă și pe mine mă pune la muncă? Ceva nu e regulă. Uite! Îți fac flori de pe acum! Să ți le dau! Vrei să zic ceva? Ia fii atent aici! Gata. Ia, mi-a închis. L-am lăsat în aer. Cum facem noi în continuu? Cea mai grea muncă cade tot timpul pe noi. Câte facem? Nu. Nu, ea nu, mână nu. Întoarce un pic așa. Nu pune aia, trebuie să iasă perfect rotund. Ce faceți, băieți? Jonglerii, bă, dacă ești circar. Îl știi pe ăsta? Lasă. Mai repede. Da, s-a terminat. Nu e voia. Vezi că aia. Stai, Liviu, stai. Să-l arunc. N-am mai pus. Nu! M-a rupt. Ne ieșea sânge de până toată mâna. Stai, țin-o! Până la urmă n-am mai rezistat. Nu! Mamă, miros mai a c*** acum.